Bună ziua, bună ziua, dragilor! Bine v-am găsit și bine ați venit pe canalul meu de YouTube, Mama Lucia, rețete simple. Am venit și eu astăzi așa un pic scurt. Nu prea am fost zilele astea, scuze, bolnavă. Să vă spun că am avut corona și astăzi sunt mai bine și fac și eu ceva. Cam toată săptămâna am stat aici acasă în pat, bolnavă cu corona. Și zic, acum, dacă m-am revenit, hai zic să ne facem ceva să mâncăm. Și m-am gândit să fac niște langoși și am să prăjesc un pui la tigaie în usturoi. Cam asta am vrut să vă spun și trec imediat în acțiune. Și aici, cum vedeți, mi-am pregătit 600 de grame de făină, o drojdie de 40 de grame, 2 lingurițe de zahăr și 2 lingurițe de sare și 400 de mililitri de apă. Cam asta este și imediat trec la frământat. Și așa, dragilor, îmi pun făină aici în castron. Normal că apă caldă se pune, da? Facem așa o găurică aici la mijloc. Îi rup drojdia. Îi pun sarea, zahărul. Amestec cu mâna bine, să se dizolve. Și am vrut să fac flanco și zic, n-am mai mâncat de mult. Ce să vă spun, sper că toată lumea este bine, pe cum știți, iar este mare epidemie. Și am avut și eu ghinionul să mă îmbolnăvesc. A doua oară sunt. Deci... asta este, dar astăzi este bine, iau o săptămână aproape, da? Și cum vedeți, dragilor, am pus aici toată făina. A luat-o, e normal că e lipicios și moale la langoșul ăsta, știți? Așa trebuie să fie. Și îl frământ acum aici vreo 10-15 minute, bine. Mâna așa, e moale, vedeți? Și după ce îl frământ bine, revin și am să-l pun cu ulei deasupra și să-l las să crească. Și așa, dragilor, am revenit, am bătut aici cât am putut. Cine are mașină de bucătărie e fain, că o pune acolo și o bate. Eu nu am, mă chinui cu mâna. Asta este, nicio problemă. Cine are bine, cine nu are, iar bine, ce să zic. Și acum am să-i pun așa ulei fain deasupra, ca să fie bine în ulei. Și las să crească. Revin imediat să vă arăt aici așa un pic în lighean aluatul. Să vă arăt așa, nu se vede bine. Numai să-mi curăț mâna, da? Și așa am vrut să vă arăt că am pus așa o mână de ulei. Ca să plutească un pic în ulei, îl acopăr acum și îl las să crească până își dublează volumul. Și așa, dragilor, vreau să vă spun că aluatul aproape a crescut. Ce să mai vă spun, mi-am pus să fiarbă niște cartofiori, să fac un pireu, un pic de garnitură la cărnița asta prăjită. Mă vreau să vă arăt cum mi-o tai aici așa fain, tranșez un pui. Da. O salată ceva. Am mai avut în frigider niște castraveți și zic, hai să fac totul, că n-am făcut nimic zilele astea și totul se strică, știți? Deci așa și-l las, că nu-i mare puiuțul ăsta, cum vedeți. Astea un pic le tai așa să se poată să prăjească. Astăzi numai așa la repezeală ceva, știți?
Nimic complicat, simplu și repede. Asta este. Și pieptul ăsta să-l tai un pic. Tai așa în trei bucăți, ca să nu iasă nici el așa uscat. Cam atât, cum vedeți. Am să-l condimentez imediat cu un pic de sare, cu un pic de piper și un pic de usturoi și îl pun la prăjit. Și mai am să-i fac mușdeiul după aceea, când e gata, să-l pun deasupra. Deci acum am un pic ca să intre un pic de gust. Și cum v-am spus, iar arunc niște sare. După gustul dumneavoastră, îi pun niște piper din ăsta alb măcinat un pic mai iute. Și îi pun niște usturoi granulat, știți, până când îi fac mușteiul la sfârșit, așa un pic, numai puțin de gust. Cam atât. O amestec, îi pun ulei și o pun la prăjit. Și așa, dragilor, vreau să vă arăt cât a crescut aluatul meu, aproape cât ligenașul, da? Imediat trec în acțiune să fac langoșii, da? Și cum vedeți aici, pe masa mea de lucru mi-am pus ulei. Aluatul meu a crescut bine, cum vedeți. Și acum o să-mi iau așa cu mâna, îl lasă să lasă țărău jos. Îi faceți așa de mari cum vreți, da? Cum îi vreți de mari, cum îi vreți de groși, cum îi vreți de subțiri. Îmi pregătesc așa. Îmi iau aici așa o dată în mână cât cuprinde. Vedeți? Îmi rup așa. Am pus aici la încins uleiul, o grămadă de ulei, trebuie, știți, am pus eu 3 degete așa pline de ulei în tigaie, ca să aibă ulei destul la prăjit. Mai aștept acum un pic să se încingă riscic uleiul și atunci am să mi le întind aici frumos cu mâna și le pun la prăjit și cred că am să-mi fac și doi cu un pic de brânză sărată, un pic de telemea am să pun în două bucăți. Deci revin imediat când se încinge uleiul. Mi-am pregătit așa câteva bucăți acum aici pe masă cu ulei. Și revin imediat, dragilor. Și așa, dragilor, uleiul nu s-a încins. Mi-am pregătit și un pic de brânzică cu mărar. Am să-mi fac câteva. Și acum aici îl întindeți cât vă place dumneavoastră, da? Ca să mă vedeți ce manevrez pe aici așa. Am acum un pic de mărar prin el, că am avut mărar pe mâini. Deci vedeți cât de subțiri le vreți. Și mai încape un tigaie. Plină de ulei. Ați văzut la tarabele de langoș ce pline de ulei sunt femeile, da? Așa sunt și eu acum. Să fac faine. Nici prea subțiri nu-s faine, că sunt prea crocante, cui îi place. Unul e mai subțire, acum l-am făcut și unul mai gros. Da.
face și torta mai grăsuț mai. Cam așa arată. Trebuie să vă placă. E mai subțire, mai crocant. Și mai facem unul tot mai grăsuț. Să știți că se întinde atât de mult, să aveți grijă că se duc prea repede. Cam așa, cu langoșii. Și așa un pic vreau să vă arăt langoșii mei la prăjit, scuze. Puiul aici în tigaie la prăjit, cum vedeți. Cum vedeți, mi-am pregătit un pic de brânză, cum am spus, cu mărar. Am întins așa un pic și am pus la mijloc două linguri. Și imediat trec să-l prăjesc. Și cum v-am spus, cum le facem așa împreună aici, le lipim. Și când mai iasă brânză afară aici, da? Să arde mai repede. Da. Am pus deja la prăjit. Și mai îmi pregătesc unul. Așa împreună. Îl punem și pe lântigaie imediat, da? Și le arăt imediat. Deci, ia sunt un pic mai grosuțe astea cu brânză. Mie îmi place cu brânză și cu mărar. Să vă arăt așa farfuria mea cu langoș. Să vedeți ce fain e. Deci așa arată. Sper să vă placă, dragilor. Să știți că sunt foarte gustoase. Mai am unul de prăjit și sunt gata. Carnea, imediat îi fac mușteiul. Cartofiorii ce i-am făcut pireu și cam asta este. Vă arăt imediat. Și așa, dragilor, un pic de usturoi îmi fac. Îmi pun un pic de sare pe el. Nu mult. Ca să punem așa deasupra pe carne, că dacă l-aruncam acolo în tigaia plină cu ulei, dar așa punem separat. Puteți să puneți și în tigaia acolo deasupra, dacă nu e ulei mult. Dar am avut ulei mult și n-am făcut. Pun un pic de ulei aici. Puteți să-l frecați până să face pastă, știți? Dar eu nu vreau, am lăsat așa mai mare. Și deasupra mai îmi pun o jumătate de lămâie aici. L-am făcut așa cu lămâie. Cam asta am vrut să vă arăt. Și cred că am să pun așa deasupra pe carne în farfurie. Nu o să mai pun tot. Cam asta am vrut să vă arăt, dragilor. Puiul ăsta prăjit, un pic de usturoi și niște langoși. Și un pire care l-am făcut acolo separat. Deci, sper să vă placă, dragilor. Vă pup cu mult drag. Vă iubesc și nu uitați să abonați canalul Mama Lucia.
Acum vin sărbătorile și o să facem și noi ceva treabă frumoasă cu puterea Domnului. Doamne ajută la toată lumea și să ne vedem cu bine. Vă pup și vă doresc o seară frumoasă și nu uitați să mă abonați, să-mi lăsați un like dacă v-a plăcut.